holnaptól asztalhoz ül a román posta vezetősége és a postai dolgozók szakszervezete. A tárgyalások napirendjén a fizetések kérdése, illetve a vállalat átszervezése szerepel. A megbeszélésekre azt követően kerül sor, hogy a postások érdekvédelmi szövetsége múlt héten tiltakozó akciót szervezett, mondván, hogy a vezetőség a fejük fölött akarja átszervezni a vállalatot. A postások attól félnek, hogy az átszervezés valójában elbocsátásokat fog jelenteni. A romániai postai dolgozók szakszervezetének megyei képviselői múlt héten napokon keresztül sztrájkőrséget álltak Bukarestben, az innovációért és digitalizációért felelős minisztérium épülete előtt. În primul rând ne supără foarte tare nivelul scăzut de salarizare pe care îl au colegii noștri, în special factorii poștali. În momentul de față avem undeva aproape la 80% dintre salariații noștri care sunt pe salariu minim pe economie. Ce vă lipsește? Care sunt condițiile la muncă la poștă? Condițiile de muncă sunt printre cele mai proaste. Dacă vă gândiți puțin la facturii poștale care umblă cu gențile în spate, cu sume foarte mari de bani în spate și merg prin ploaie, prin vânt pe teren, merg pe localități izolate, prin păduri, peste tot. Și asta e destul de greu pentru ei. A közel 94%-ban állami tőkével működő Román Posta vezetősége tavaly decemberben kezdte el az intézmény átszervezését, idén augusztusban pedig pénzhiányra hivatkozva kollektív elbocsátásokat is kilátásba helyezett. Vă e frică de restructurare? Da, e o problemă majoră, pentru că actualul management pune în discuție o restructurare masivă de personal, în condițiile în care, spun ei, activitatea a scăzut, dar nu a scăzut din cauza noastră, a salariaților, ci a scăzut din cauza lor, pentru că un management performant trebuie să aducă contracte pentru ca salariații lor să aibă de lucru. Noi vrem să lucrăm. Acționarul majoritar momentan a venit cu două contracte mari spre Poșta Română, care sunt de la Guvernul României, distribuirea de pensii și aceste ajutoare pentru energie și căldură. Dar, din păcate, conducerea companiei în ultimul an a pierdut toate contractele mari și noi nu avem efectiv de lucru și din cauza asta veniturile companiei Poșta Română au scăzut foarte tare, plus Poșta Română a fost un jucător principal pe piața curieratului în România, dar la această dată am pierdut aproape tot și nu mai reprezentăm nici măcar 5% pe piața muncii pe curierat în această țară. A Román Posta 2018-ban vesztette el vezetői szerepét a futárszolgáltatások piacán, de a vállalat, legalábbis az évi jelentése szerint, továbbra sem veszteséges. Jövedelme tavaly 5,5%-kal nőtt az előző évhez képest, amihez hozzájárult az Európai Beruházások Minisztériumával kötött szerződés az energiakártyák kiszállításáról. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalásokat megelőzően a posta igazgatója azt mondta, nem leépítésekre, hanem az intézmény átszervezésére készülnek. Compania Națională Poșta Română are nevoie de angajați. Angajăm, nu dăm afară. Sigur că da, există o presiune pe aparatul administrativ care este supradimensionat și încercăm să mutăm cât mai mulți angajați din aparatul administrativ către operațional, acolo unde e nevoie. A Román Postának 23.000 alkalmazottja van. Ebből körülbelül 800-an látnak el kimondottan adminisztrációs feladatokat. Kérdés, hogy a megfelelő digitalizáció hiányában képes lesz-e a csökkentett létszámú adminisztratív személyzet az 5500 postai alegység koordinálására. De când lucrați la postára? De 30 de ani. Și vă place munca dumneavoastră? Foarte mult, foarte mult. Deci dacă nu pentru că te dedici cu, după o anumită perioadă, parcă faci parte din ea, te identifici, e ca o familie și nu poți să te rupi așa. Și atunci când vezi că cineva nu îți respectă munca, nu încearcă să înțeleagă ce anume faci tu, atunci sigur că te superi și zici... Dar oricum nu vrem să părăsim compania. E nevoie de Poșta Română? Sunt solicitate serviciile Poștei Române? E foarte mare nevoie. Păi Poșta Română se duce până la cel mai înalt cătun, distribuie. Pensionarii se identifică cu poștașul din mediul rural, deci fără ei, nu știu, nu s-ar putea. Eu nu văd, Poșta Română e un brand. E păcat să-l stricăm, e păcat să dispară.
concurența, da, își are locul ei și rostul ei, dar Poșta Română poate să distribuie și vă spun, la momentul ăsta există o rețea de transport care asigură în Z+1, Z+2 maxim, în cel mai înalt sau cea mai îndepărtată comună din România. Nu se poate să nu o păstrezi, nu se poate, deci Poșta trebuie să existe. Azt követően, hogy az innovációért felelős miniszter közbenjárására a posta vezetősége ígéretet tett a fizetések újratárgyalására. Az egyhetesre tervezett tiltakozó akciót 3 nap múlva felfüggesztette a szakszervezet. Az egyesség értelmében a bérek újratárgyalását ezen a héten kezdik el, az átszervezést pedig a szakszervezetek bevonásával hajtja végre a posta vezetősége. A vállalat bevételnövelő terveiről az igazgató egyelőre annyit árult el, hogy a szelvényeket és leveleket kihordó postásnak rövid időn belül csomagkézbesítő futárra kell átváltoznia.